Actualitatea românească 10 ani după Se intitulează eseul semnat în finalul emisiunii de Horia Roman Patapievici Anul acesta a fost marcat de numeroasele încercări de a face un bilanț celor 10 ani scurși de la căderea oficială a comunismului în Europa Centrală și de Est au fost organizate peste tot în Europa și Statele Unite, simpozioane, mese rotunde, dezbateri televizate, revistele de specialitate au alcătuit numere tematice. Oameni savanți, politologi și istorici, scritori militanți, filozofi cu vână politică, politicieni de dată recentă și activiști ai vechiului regim, oameni de toată extracția și competența, au fost chemați de mediile de informare pentru a produce judecăți, evaluări și verdicte cum se întâmplă de regulă în chestiunile care nu pot fi reduse la o știință obiectivă, valoarea acestor judecăți atârnă de calitatea personală a celui care le face. Dacă omul e inept, toată știința lumii și toate informațiile accesibile nu-i poate salva de la inepție judecățile. Dacă țările foste comuniste se luptă cu urmările instituționale și economice ale comunismului, în mod paradoxal, nici țările occidentale nu sunt scutite de o anumită luptă cu aceste urmări. Fenomenul cel mai straniu care însoțește din umbră despărțirea de comunism este darea la iveală spionilor occidentali în favoarea serviciilor secrete comuniste. În Marea Britanie nu este săptămână să nu iasă la iveală un nou fost spion care se adaugă la lista deja impresionantă a cetățenilor britanici care și-au trădat țara pentru a servi interesele regimurilor comuniste. Spectacolul este acesta. În timp ce anumiți profesori universitari occidentali se întâlnesc în dezbateri academice pentru a trage concluziile prăbușirii regimurilor comuniste, alți profesori universitari sunt dovediți ca agenți de influență ori spioni în slujba regimurilor a căror prăbușire este, atât de emfatic, constatată de confrații lor. Nu numai savanții și experții sunt întrebați ce cred despre prăbușirea comunismului, au existat și cercetări statistice privind opinia popoarelor. În mod aproape invariabil, aceste studii au încercat să evalueze opinia maselor largi față de vechiul regim, prin întrebări care vizau comparația între ieri și azi. Aceasta fiind întrebarea, răspunsul nu putea fi decât îngăduitor față de trecut și sever față de prezent. Faptul e explicabil. Trecutul e întotdeauna colorat afectiv de reveriile nostalgiei. Dar atenție, nu este neapărat o nostalgie față de acele timpuri, ci o nostalgie față de faptul de a le fi trăit. Pentru cei care au urât să facă armata, e bine cunoscut faptul că până și amintirea armatei devine nostalgică odată cu trecerea anilor. Așa se întâmplă și cu sondajele de opinie amintite mai înainte. Faptul că mulți oameni sunt mai îngăduitori cu trecutul comunist decât cu prezentul tranziției nu înseamnă că sunt nostalgici ideologici ai comunismului sau că sunt adversari ai economiei de piață liberă. Înseamnă doar că răspunsul la întrebarea era mai bine înainte nu poate fi dat pentru oamenii care nu au obișnuința de a se distanța critic față de evenimente decât în termen de nostalgie. În opinia mea, marele număr de așa ziși nostalgici ai comunismului reprezintă marele număr al celor care, îmbătrânind, își găsesc tot mai greu un loc acceptabil în viața dezordonată, zgomotoasă și imprevizibilă a tranziției. Acești nostalgici nu sunt oameni care să regrete comunismul din rațiuni ideologice. Rațiunile nostalgiei lor sunt împletite din mai multe fire de viață personală, între care cele mai importante împar a fi vârsta, nesiguranța zilei de mâine și moartea tot mai apropiată. Am convingerea că răspunsurile acestor oameni ar fi mult mai elogvente dacă întrebările sondajelor de opinie ar permite răspunsuri mai puțin schematice. În rezumat, dacă abandonăm grila ideologică de lectură, cred că tot ceea ce se poate spune mai cuprinzător despre despărțirea de epoca comunistă este următorul lucru. Reprezentarea despre comunism ca despre o epocă mai sigură și mai bună se referă la faptul că prezentul tranziției nu asigură ceea ce vechiul regim reușise sau părea că reușise să asigure. Singurul conținut real al tuturor nemulțumirilor este de natură economică. Firește, există și oameni care regretă comunismul din rațiuni ideologice ori politice, cred însă că aceștia reprezintă o minoritate. Numărul lor poate spori numai prin convertirea nemulțumirilor economice în resentimente ideologice. Din acest motiv, cât privește bilanțul despărțirii de epoca a regimurilor comuniste, cred că țările postcomuniste se împart în numai mult de două categorii. De partea irreversibilității schimbărilor se află cele care au reușit să transforme tranziția economică într-o economie capitalistă de succes. De cealaltă parte, se află țările care plutesc în tranziție, ca într-o corabie lipsită de busolă, aflată fără provizii, în derivă, pe un ocean infinit. Bilanțul celor 10 ani care ne despart de prăbușirea regimurilor comuniste trebuie să înceapă de la întrebarea: avem sau nu economie în creștere? Dacă avem, atunci comunismul este un capitol încheiat. Dacă nu avem o economie în creștere, atunci bilanțul trebuie să fie o descriere a modului în care, în condițiile unei societăți formal deschise, structurile epocii comuniste au reușit să supraviețuiască și să deturneze toate reformele trecerii la o veritabilă economie de piață. Mă tem că bilanțul nostru, cu acest din urmă, punct, va trebui să înceapă.